Vă spunem bine ați venit, vă invităm să vă așezați, să vă găsiți un loc. Fiecare. Omul a fost conceput, o să o pun în următoarele cuvinte, omul ca și un pod a fost proiectat să poarte. Doar încărcătura momentului, nu încărcătura combinată a unui an întreg într-un singur moment. Trăim niște vremuri interesante, niște vremuri altfel, o lume nouă pare că se pornește înaintea noastră, o lume căreia trebuie să-i facem față. Citeam acum câteva zile uh, o știre Directorul Organizației Mondiale a Sănătății a declarat că pandemia de coronavirus a provocat, citez, o traumă în masă, la scară mai mare decât trauma care a urmat celui de-al doilea război mondial. Impactul asupra sănătății mintale va dura mulți ani. De acum încolo, am încheiat citatul. -o. o astfel de declarație mie mi se pare alarmantă. Uh, poate fi adevărată, nu cred că o face cineva gratuit. Adevărul e că anumite semne ale ei le-am perceput fiecare dintre noi, fiecare dintre noi le-am perceput. Așa că ăsta este motivul pentru care am lansat acest proiect pilot pe care l-am numit Încăutarea Echilibrului. Este de fapt un exercițiu de dialog. Este de fapt un timp pe care vrem să-l petrecem la altă încercând să învățăm. De exerciții de dialog. Vrem să abordăm câteva din temele acestea foarte prezente între noi, poate, am spune, unii prea prezente. Pentru că ne frământă anxietatea, depresia, trauma, însingurarea. Acestea sunt cele patru subiecte pe care le-am propus pentru proiectul pilot până în vară. Vrem să ne uităm la subiectele acestea, să vedem, să le definim. Vrem să le găsim cauzele corecte, adevărate. Vrem să vedem care ar fi soluțiile pentru acest gen de manifestare. Și vrem să vedem. Tăria că ignoranța creează monștri și monștrii aceștia se dezvoltă și se întorc împotriva noastră. Vrem să învățăm. Nu sunt niște întâlniri de vindecare, sunt niște întâlniri de dialog în care încercăm să învățăm și să lăsăm cunoștința să-și facă lucrul în noi. Așa că, în seara aceasta, vom avea primul subiect. Anxietatea. Anxietate care nu este altceva până la urmă, altceva decât dobânda ce-o plătim necazului înainte ca acesta să vină. Sau uneori fără ca acesta să vină vreodată. Acesta este subiectul serii și îi invit pe vorbitorii noștri să urce pe scenă. Teo, te invit, Tabi, Ștefana, Dorotea, Lili, vă invit să urcați, să vă așezați aici, vă mulțumim frumos. Vom uh, petrece o primă parte într-un uh, dialog, într-o uh, într serie de întrebări, răspunsuri, într-o poveste condusă de invitații noștri și apoi vom deschide locul și pentru dialog pentru întrebări și răspunsuri. Așa că dacă veți vedea un număr de telefon sau dacă veți vedea un link undeva pe ecran, la un moment dat, o să vă rugăm să trimiteți întrebările acolo. Dacă veți să mai confortabil să le puneți în direct, este foarte bine și așa. Vă mulțumim frumos și vrem să pornim în incursiunea noastră. Premisa de la care pornim în seara asta este că anxietatea este o problemă reală, are caracteristici specifice, se manifestă într-un anumit fel, este o problemă universală, afectează atât persoane cu puternică credință în Dumnezeu, cât și persoane care nu cred deloc în Dumnezeu, persoane care vin din medii um, defavorizate sau persoane care vin din medii privilegiate. Și în al treilea rând. Este o problemă tratabilă. Există posibilitatea să scap de tot de ea. S-ar putea, însă, să nu fie cazul. S-ar putea, ca pe fondul unui sistem nervos, un pic mai sensibil, să fie o luptă pe care trebuie să o duci în fiecare zi, o perioadă lungă de timp sau poate o viață întreagă. Dar există soluții. De anxietate nu se moare. Și anxietatea nu poate să te ducă la alte probleme mult mai complicate, uh, mental, psihologic vorbind. În seara asta ne-am propus să răspundem la trei întrebări majore. Ce este anxietatea și de ce apare ea? Ce putem face ca să prevenim și sau să tratăm anxietatea? Și ce ne învață Biblia despre anxietate? În secolul 17, anxietatea, anxius în latină, era descrisă ca o stare de agitație sau depresie cu stări de distres resimțite în zona cardiacă. Lucrurile au evoluat mult de atunci până în prezent și pentru că în demersul nostru am vrea să integrăm atât perspectiva psihologică cât și perspectiva teologică sau biblică, Cred că aș porni de la următoarea definiție a anxietății. Anxietatea este un obicei subtil al minții, pe care nu ne neapărat sau nu întotdeauna îl alegem conștient, dar care reprezintă o realitate intrată în lume de la cădere. Anxietatea reprezintă cea mai comună tulburare mentală din Europa. Prevalența cea mai mare o găsim în țări precum Finlanda, Olanda, Franța, iar prevalența cea mai mică o găsim în România, Bulgaria și Polonia. Asta nu pentru că suntem mai bine, ci din cauza stigmei și a faptului că din cauza stigmei este mai greu de diagnosticat. Se spune că în, între 30 și 50% din populația generală va trece prin cel puțin un episod de anxietate pe perioada vieții. În contextul pandemiei, conform unei analize care a luat în calcul 43 de studii realizate pe diverse populații, prevalența anxietății era de aproximativ 25-30% din populația generală. Astfel că prevalența ei s-a dublat. Se consideră că media anuală ar fi undeva la 14%. Categoriile cele mai afectate de anxietate sunt tineri. 18-45 de ani, femei, persoane care sunt, au fost în perioada asta puternic afectate din punct de vedere al locului de muncă, și familiile sau căminele cu mai mulți membri. Asta a fost un pic de surpriză pentru mine pentru că mă așteptam ca persoanele singure sau care locuiesc singure să fie mai afectate, dar se pare că cu cât sunt mai mulți oameni în căminul în care locuiești, cu atât te simți mai responsabil nu doar de tine și de viața ta, ci și de cei cu care locuiești. Și pentru că ne-am dorit o seară foarte practică, am invitat-o cu noi pe Lili, care îi mulțumim foarte frumos pentru că a acceptat provocarea noastră. Am invitat-o să ne povestească puțin despre propria ei experiență cu anxietatea propria ei poveste. Și aș vrea să te întreb, Lili, cum a început povestea ta? Cum a debutat? Ce s-a întâmplat? Participat puțin ceea ce vrem să, cu ceea ce vreau să încep eu, cu faptul că ceea ce vă voi povesti în această seară, aș vrea să nu producă mai multă anxietate decât există deja, sau dacă nu există, mă bucur, ci și eu aș vrea să duc un mesaj de speranță, de încurajare, că există soluții la oameni și la Dumnezeu, există soluții practice, chiar dacă este foarte, foarte greu, mai mult decât îți imaginezi când ești în afara situației, dar se poate trece peste asta. Um, aș începe cu luna octombrie anului trecut, um, perioada aceea de pandemie și aș vrea să spun că în urmă cu, sau în ultimii 2-3 ani pe care am trăit, au fost un, niște ani mai intenși, uh, în sensul că am fost mai solicitată fizic și emoțional, că fapt care a dus uh, mai multă, sau oboseală cronică. Pe acest fond, în octombrie, um, am contactat uh, virusul care era la modă. Așa și familia noastră uh, nu a fost nevoie să fim spitalizați, însă simptomele pe care le-am avut nu au fost deloc plăcute, au fost uh, schimbătoare chiar de la oră la oră. Deci ne-a afectat pe toți și și pe mine m-a dus într o stare de oboseală și de păizare mai mare decât eram uh, până atunci. Așa a fost contextul încât eu împreună cu copiii am stat trei săptămâni izolați, nu două, lucru care și-am pus amprenta. Am ajuns undeva la limita maximă a rezistenței de a sta în casă, într-un apartament cu două camere, cu doi copii și cu școală online. Și ceea ce a pus capac la toată povestea asta a fost faptul că în ultimele zile de carantină, Socrul meu a murit de COVID și el atunci. Lucru care m-a dezechilibrat și m-a dus într-o stare de anxietate în care nu mai fusesem până atunci. Vă voi explica de ce am știut că este anxietate și nu era doar șocul morții cuiva din familie. Pentru mine, anxietatea. A fost o prietenă cu care am trăit toată viața, însă nu știam că o cheam așa. Știam doar comportamentul, mă obișnuisem cu ea, mă învăța să o tolerez sau să mă enervez unor în pe Încă din copilărie am avut anumite simptome pe care le-am recunoscut abia acum fiind matură. Uh, însă medici din vremea aceea spuneau doar că, mă rog, pe fondul de anemie sau că am avut hepatită, nu suport anumite alimente sau sunt eu mai emotivă, mai sensibilă, de aceea mă doare capul, de aceea amețesc. Uh, în fine, ideea a fost că nu există nicio, niciun motiv pentru care să fie o problemă medicală. Deci luam multe vitamine și perfuzii, cam asta era soluția și mergem mai departe. Uh, Aș vrea să vă citesc ca să nu uh, să fiu mai uh, rapidă senzațiile pe care le trăiam la nivel fizic și emoțional de-a lungul vieții, mă refer, uh, încă din copilărie, dar nu erau toate concomitente sau uh, de o intensitate maximă, erau uh, alternau, erau două sau trei sau mai multe sau mai intense sau mai puțin intense, da? Dintre cele mai... Uh, să zic, eu, comune și mai uh, ușoare senzația era de căldură în abdomen, palpitații, în piept, uh, dureri nod în gât, uh, dificultatea de înghițire alimentelor, grija exagerată pentru cei din jur, uh, empatizam cu problemele lor, dar mai degrabă mă mă identificam cu problemele lor ca și cum ar fi fost ale mele, fără să-mi doresc lucrul acesta, l-am luat, l-am interpretat la vremea respectivă ca și cum aș fi o prietenă bună și nimic că nu e în regulă cu asta. Deci sufeream ca și cum mi s-ar fi întâmplat mie lucrurile respective. Apoi au fost uh, lipsa poftă de mâncare, insomniile care erau frecvente, adică calitatea somnului era una foarte proastă, coșmaruri frecvente, uh, senzația de tristețe fără motiv, dacă nu exista un... Uh, Adică era o zi de-a dreptul happy, adică toate motivele era să fiu fericită, nu s-a întâmplat nimic, nu m-a supărat nimeni, era de-a dreptul frustrant, totuși și totuși avea senzații de tristețe sau de supărare sau de, așa, ți se părea viața poate oarecum tristă, dar nu știa de ce e tristă, că nu ai motive să fie tristă. Um, mai multe frici, pe mai multe paliere, frica de viitor, frica de ziua de mâine, frica de moarte, frica de știu și eu ce aducea ziua respectivă, incapacitatea de, de a mă relaxa, îmi propuneam să mă relaxez, era mediul perfect de a mă relaxa și totuși nu reușeam să mă relaxez. Uh, sigur, frici legate și de relația cu Dumnezeu, de uh, dacă sunt sau nu sunt mântuită, dacă oare e adevărat sau nu e adevărat că sunt iertată, asta după un bun de credință. da? Uh, sigur că toate astea au fost benefice pentru mine, uh, pe de-o parte, o să vă spun mai, mai încolo, dar... Uh, de ce v-am spus toate acestea? Zic din nou, nu vreau să vă panichez pe niciunul. Nu vă spun că dacă aveți astfel de senzație, suferiți de anxietate, nici vorbă, uh, Nu sunt în măsură să spun asta. Ci dacă observați astfel de uh, persoane din familia voastră care suferă sau se plâng de așa ceva, poate ar fi bine să investigați în acest domeniu. Eu zic că e păcat, și acum vă spun din perspectiva copilului care a trăit cu anxietate, să trăiești așa cu deznădejde, să nu știi ce e în regulă cu tine și știu că sunt soluții și e păcat să lăsăm pe cei dragi să sufere dacă sunt soluții. Și acum revenind în octombrie, anul trecut. Deci, m a zis, cu anxietatea eram obișnuită, nu era nimic nou pentru mine. Doar faza în care ajunsesem în octombrie era nouă pentru mine, adică într-un punct de jos nu mai ajunsesem atât de jos niciodată. Ajunsesem să nu mai dorm câteva nopți la rând, deloc, deloc, nici măcar două minute. Aveam senzații de vomă continuă, de atacuri de panică, senzația um, iminentă de, de moarte, frisoane, ce să vă spun, toate senzațiile ciudate din corp. Dar poate cea mai cupleșitoare senzație a fost, uh, și pe fondul că sigur nu dormeam și nu mă alimentam deloc, a fost senzația de soluție, de, adică de o situație fără ieșire. Uh, și care, pe care o știam că nu e adevărată și că va trece asta și voi fi bine din nou, dar era foarte copleșitoare, că nu mai reziști, că nu mai faci față, da, știu că va fi cândva o izbăvire, dar ce fac eu până atunci, pentru că nu mai rezist nici 5 minute prin această situație? Întotdeauna, feeling în momentele de anxietate, erau ca și cineva care ți urla în urechi, mai, dincolo decât rațiunea sau tot ce ai învățat, ce ai citit până la vremea respectivă. Și credeți-mă că am citit multe cărți despre asta, am, am și experimentat anxietatea și totuși nu m Adică nu m-a ajutat. Am ajuns într-un punct în care nu am mai reușit să mă descurc singură. Deci cam asta ar fi contextul declanșării anxietății. Și cumva pentru tine a fost o prietenă veche din copilărie, da. care acum a devenit mult mai prezentă pe un fond, mult mai vulnerabil. Și mi-a atras atenția faptul că atunci când ai enumerat fricile, spuneai viitor, ziua de mâine, moarte. Toate lucruri care se întâmplă undeva în viitor nu sunt legate neapărat de momentul prezent. Aș vrea să um, încercăm... Abordarea asta un pic mai profesionistă și aș vrea, te rog, Tabi, să descrii pentru noi ce este de fapt anxietatea și cum se diferențiază ea de stresul și de îngrijorarea pe care cu toții le simțim și e normal să le simțim, e uman și firesc, unde trasăm limita între teama ca me mecanism de adaptare și frica paralizantă care ne copleșește mintea și inima. Cred că ai formulat foarte bine, Dora, că e foarte uman să simțim cu toți îngrijorare. Și la un nivel mai mic sau mai mare, mă gândesc că toți care suntem aici, suntem aici pentru că fie noi înșine ne-am confruntat cu un nivel mai mic sau mai mare de îngrijorare, fie dragi ai noștri, prieteni ai noștri, familia noastră, sunt persoane care se confruntă cu astfel de situații și eu însă m-am confruntat cu anxietate. Așa că cred că, într-adevăr, merită să vedem ce este uman, normal și parte a vieții firești și unde este ceva ce a devenit prietenul nostru fals și s-a înfiripat în viața noastră dar am vrea să plece de acolo. Um, Lili foarte frumos, a descris deja foarte mare parte din simptomele anxietății. Aș spune că, la modul general, anxietatea este această stare interioară de alarmă, de alertă, de tensiune interioară, um, de neliniște, de îngrijorare, dar care apare ca un răspuns al organismului nostru. La o amenințare sau un pericol care este doar potențial, este în viitor, este doar perceput de noi, dar nu este în mod real prezent. Dacă mă îmbolnăvesc de COVID, dacă soțul meu își pierde jobul, dacă moare nu știu cine din familia mea, și ca reacție la ceva ce. Este posibil, este potențial, dar nu este real, prezent. Organismul nostru reacționează cu această stare de tensiune. Frica, pe care toți am trăit-o de nenumărate ori în viață, este un răspuns de alertă, de alarmă a organismului, dar la ceva foarte real care se întâmplă în prezent. De exemplu, dacă trec pe trecerea de pietoni și o mașină nu mă vede și frânează prea târziu, eu experimentez frica și instant, și acum când vorbesc deja, simt cum organismul meu a produs deja o doză de alarmă, pentru că îmi imaginez cum ar fi dacă o mașină dă să dea peste mine pe trecerea de pietoni. Sau dacă îmi văd copilul căzând pe scări în jos. Instant, la un pericol real prezent, organismul meu reacționează cu alarmă și cu alertă, pentru că produce adrenalină și este o mare binecuvântare pentru noi, adrenalina asta. Dumnezeu ne-a dat-o ca or organismul să o declanșeze ca mecanism de apărare și de reacție la un pericol real. Și avem nevoie de ea și foarte bună. Doar că acest tip de reacție. Este în prezent, este pe termen scurt, și după ce am reușit să trecem cu bine pe trecerea de pietoni, sau l-am ridicat pe copil, sau am uh, alungat câinele care au sărit pe neașteptate la noi, simțim treptat cum ne liniștim. Și până am ajuns acasă, toate senzațiile acestea s-au cam dus, în mare parte. Ei bine, anxietatea rămâne cu noi. Cam mult timp. Când spunem anxietate, clinic vorbind, noi ne referim la o gamă largă de tulburări. Lilia a descris, descris experiența ei cu anxietatea. Dar există o gamă largă de tulburări, variante. Anxietatea este multifacetată și diferă după nivelul de anxietate pe care îl resimțim în interior. Una este că mă simt tensionat de nota 4 sau mă simt de nota 11. Una este că mă simt tensionat, anxios de două, trei săptămâni sau de când sunt copil, de când mă știu. Și una este că Cred că am avut și eu de două, trei ori în viață perioade de anxietate sau că ea a fost prietena mea pe totdeauna. Și de aceea, clinic vorbind, deci, într-un fel sau altul, de anumite nivele și în anumite perioade ale vieții noastre, cu toții experimentăm diverse forme de anxietate. Dar o considerăm clinică, adică problematică deja nu ne mai este prietenă și vrem să o alungăm din viața noastră, când întrunește cel puțin câteva criterii. Unul este să dureze cel puțin șase luni. Să putem spune că aproape zilnic, timp de șase luni în viața noastră, am avut stări mai mici sau mai mari din această anxietate. Un alt criteriu este să interfereze cu funcționalitatea vieții noastre de zi cu zi. Adică începe să mă împiedice să pot trăi relativ normal. Prietenii de-ai mei care zic, m-am dus la mall, la shopping, și când am intrat în hol, am simțit deja că vine anxietatea, că nu mai pot respira, că îmi bate inima și a trebuit să plec. Sau trec prin piață și când văd toți oamenii, deși eu m-am dus să cumpăr salată și ceapă verde, simt că vine, starea aceea se instalează, mă va copleși, este absolut imposibil să mă duc să cumpăr ceapă, trebuie să ajung cât mai repede acasă. Sau, în mod frecvent, mă cer de la servici mai repede pentru că nu mai pot lucra sau strâng multe zile de concediu medical. Deci deja ea mă împiedică să funcționez normal în cotidian, și distresul pe care mi-l produce este semnificativ. Lilia a zis, mare parte din viața mea am învățat să o tolerez, am învățat să trăiesc cu ea, asta este, vine, trece, supraviețuiesc. Dar există perioade în care ne deranjează prea tare. Mă doare capul, nu mai pot lucra, nu dorm, trebuie să stau întins. Și acolo deja devine problematică. Și mai spun doar asta, că spuneam că are foarte multe variante. Așa, academic vorbind, ea este structurată în manualul de diagnostic și uh, statistic uh, și există forme diferite. Cea mai frecventă este tulburarea de anxietate generalizată, care afectează cumva uh, general corpul. Atacul de panică, care este dintre. Uh, episoadele acute de anxietate foarte cunoscute. O altă formă sunt fobiile, adică frica de nejustificată sau exagerată de anumite obiecte sau activități. Și cu toții știm despre frica de înălțime, frica de a zbura cu avionul, frica de paianje, frica de sânge, frica de spații închise. Da, sunt cei care ideea de a intra în lift, din start le activează starea aceea de alertă. Și apropo, cei care experimentează astfel de fobii, ei știu că este exagerat ce simt și nu pot controla. Deci a le explica logic, păi tu nu vezi cât e de mic paianjenul la față de tine. No, cam on, te poate mânca, dar ei știu că îi poate mânca. Dar este ceva dincolo de ceea ce putem controla rațional, deci fobiile sunt o altă categorie de anxietăți și tulburarea obsesiv-compulsivă, acea stare de anxietate în care tindem fie la nivel mental să fim obsedați, să repetăm anumite gânduri, sunt persoane care numără continuu în minte, care fac liste în minte, care repetă din nou și din nou ce au de făcut în ziua respectivă, sau care fac lucrurile acestea la nivel comportamental, ne spălăm pe mâini de 100 de ori sau aranjăm prosoapele să fie toate la dungă și dacă se dezorganizează, avem o stare de neliniște. Deci, diverse fațete ale tulburării de anxietate și, frecvent, ele se asociază în viața noastră. Putem să suferim de tulburare de anxietate generalizată și, la un moment dat, să facem un atac de panică sau să avem. Fobie de vorbit în public și frică de spații închise. Diverse tipuri de anxietate care se pot asocia. Ce am învățat până acum este că există mai multe tipuri de anxietate. Este, sau vorbim de anxietate atunci când frecvența episoadelor este una care ne afectează buna a vieții. Um, și intensitatea, care și aceasta poate să, să ne afecteze foarte tare. Și apoi stresul, diferențierea asta între stres și anxietate, stresul dispare în momentul în care lucruri de care ne stresăm dispare. Anxietatea este persistentă, e acel sentiment, acea senzație în permanență că ești în alertă. Uh, Lilio a descris foarte bine simptomele anxietății, uh, dar aș vrea să ne, să ne mai treci tu prin revistă câteva dintre simptomele. Ei cum se manifestă la nivel fiziologic, comportamental, cognitiv? Exact, deci, așa mai didactic vorbind, um, corpul nostru resimte anxietatea atât fizic cât și la nivel mental și emoțional. Și atunci când avem anxietate, nu e obligatoriu să avem toate aceste semne și asta e și un motiv pentru care ea de multe ori trece nedenumită și nu o recunoaștem, pentru că acele semne pot fi comune și altor probleme. Dar, de exemplu, o persoană care este anxioasă și trece printr-un episod de anxietate, poate să-și simtă mușchii contractați, să simtă o tensiune în corp. Uneori spun ca și cum parcă am febră musculară. Zici că am făcut sport, dar n-am făcut, dar mă dor mușchii pe mine. O stare de tensiune a mușchilor. Toată simptomatologia asta legată de sistemul nostru cardiac, pot fi palpitații, înțepături în inimă, senzația de creștere a inimii. Uneori, în atacul de panică, sunt persoane care simt că fac infarct. Atât de intensă este partea aceasta legată de partea cardiacă. Apoi, tot ce este legat de respirator, putem simți că avem un nod în gât care ne împiedică să respirăm, să simțim că ne sufocăm și, iarăși, în atacul de panică, în mod special, multă lume spune am simțit că mor, m-am temut că mor, parcă nu puteam să respir. Respirația poate fi accelerată, rapidă, dar insuficientă. Nu oxigenul nu este tras până în adâncul plămânului și să ne ajungă. Sistemul digestiv este foarte frecvent afectat și foarte frecvent duce la lipsa sau eroarea de diagnostic. Și Lilia a pomenit, nu puteam mânca. Îmi stă mâncarea în gât, nu pot înghiți și nu-mi este foame. Sau mă doare stomacul dacă încerc să mănânc. Toată problematica legată de colon, foarte frecvent un, un tranzit accelerat și apare ceea ce noi numim colon iritabil, un tranzit uh, accelerat, uh, sau pot fi doar grețuri și vărsături și dureri abdominale. La nivelul minții, multă lume recunoaște această senzație de. Nu mă pot concentra. Sau, nu mă pot concentra decât asupra gândurilor care mă stresează. Nimic nu mai este pozitiv. Lili zicea, ziua era bună, nimic nu mergea prost, dar parcă mi era greu să văd tot ce-i bine în viața mea, pentru că mintea mea este fixată pe ideea negativă și nu pot controla. Sau, mi-e greu să controlez lucrul acesta. Sau, o minte golită de gânduri, o minte încețoșată dificultatea aceasta, spuneam, de concentrare de atenție, foarte frecvent cefaleia, durerea de cap. ce vreau să spun este că este foarte important când avem noi sau recunoaștem la ai noștri dragi astfel de simptome să nu zicem din start, a, dar tu ai o anxietate sau tu ai făcut un atac de panică și simptomele astea pe care le simți îți nu în capul tău. Ele nu reale, sunt reale, nu numai în capul tău. Este foarte important să existe o investigație reală a acestor simptomatologii. Pentru că tahicardia, bătăile frecvente ale inimii sau durerile de stomac apar și în fel de boli uh, organice, somatice. Și să nu ne pomenim că persoana are hipertiroidism sau gastrită sau uh, alte probleme de ritm cardiac și noi spunem, astea sunt capul tău, sunt anxietate ele nu sunt reale deci în, la modul real un diagnostic de anxietate se pune după ce realmente au fost investigate serios celelalte uh, și ni s-a spus totul ți-a ieșit bine analizele ți bune, inima în regulă, stai liniștit că nu faci infart nu mori, nici nu te sufoci, uh, plămânii ți bine, n-ai nimic și pe de o parte asta poate fi o ușurare, <laughs> ce bine că nu fac infart și nu, nu mă sufoc pe de altă parte, m-am ales cu anxietatea asta, nu asta e și mai vagă. Adică, de ce mă simt așa de rău și ei îmi zic că n-am nimic și că toate analizele mi-s bune. Și de asta a ști ce să facem mai departe când diagnosticul rămâne de anxietate sau de atac de panică sau de fobie de un fel sau altul este foarte important. Care ar fi câteva cauze pentru care apare anxietatea? Vedem că ne afectează la absolut toate nivelele vieții de funcționare optimă. De ce apare? Îi ereditar, e genetic? O învățăm? Sincer, cred că, așa ca în foarte multe alte diagnostice. Nu se știe în totalitate și complet cu adevărat de ce se face, de ce la unii, de ce nu și la alții, de ce unii o fac mai gravă, de ce alții o fac mai puțină. Dar se consideră că este o combinație de factori genetici, ereditari și de factori de mediu. Factori genetici înseamnă că ne-am ne -am născut, am moștenit. O anumită vulnerabilitate, nu niște gene, nu există gena anxietății, dar o vulnerabilitate. De exemplu, dacă mai mulți din strămoșii noștri au suferit de probleme de sănătate mentală, poate au avut și ei anxietate, deși n-au știut, sau depresie, sau alte probleme, adicție, se poate că noi am moștenit o anumită vulnerabilitate la anumite funcționări ale circuitelor din creierul nostru. Cu asta nu prea avem ce face. Nu e vina noastră că ne-am născut așa și nu, nici nu e vina celor care ne-au dat-o, că probabil că și ei au luat-o din altă parte. Nu-i vina nimănui. Dar o altă componentă importantă sunt factorii de mediu. Și factorii de mediu se referă la contextul în care se naște și crește un copil și un adolescent. Sigur că dacă un copil: crește într un mediu cât de cât stabil, echilibrat, liniștit, este iubit, acceptat, nu îi se întâmplă nicio nenorocire, niciun accident, mama și tata sănătoși, normal la cap și fericiți, șansele sunt foarte mari ca acel copil să crească cât se poate de bine. Dar noi trăim într un pământ foarte stricat. Suntem într-o lume bolnavă, stricată sub influența celui rău, și foarte frecvent în mediul nostru și al copiilor se întâmplă tot felul de evenimente nedorite, de la tragedii, accidente, traume, mai mici sau mai mari, de la pierderea unui părinte sau unui frate, până la traume mai mici, care noi n-am zice neapărat că sunt traume, dar, de exemplu, să ai un părinte foarte nervos, care tot timpul e nervos, sau un părinte foarte critic, poate că nu te-a bătut sau nu a murit, dar tot timpul e critic, nemulțumit, ironic. Asta poate influența doza de stres în care crește copilul și ce se întâmplă cu el și mai există acest, um, se spune că anxietatea poate fi un comportament învățat din mediu. Uh, mi amintesc odată că am văzut în parc o mămică, bunică, cred că, era, care supraveghea un copilaș mic, copilașul încerca să exploreze parcul și bunica striga continuu după el, atenție, ai grijă, vezi, vezi, o să pățești, ți-am zis să nu te duci. Scumpa de ea, era așa de anxioasă, totul pe lumea asta era un pericol, era așa de cupleșită de faptul că trebuie să îngrijească de acest copil care fuge în toate părțile, că transmitea prin îngrijorarea și prin tensiunea ei această tensiune copilului. Sigur, dacă un copil crește în mod constant, cu un părinte sau cu un grijitor foarte anxios, pentru care totul e un pericol în jur, nu-i de mirare că va deveni mai temător, Poate va fi frică să zboare cu avionul, poate va fi frică de apă, pentru că totul e un pericol. Și în sensul acesta, acest copil poate nu s-a născut anxios, dar a învățat cumva din mediul lui, din felul în care adulții din jurul lui vedeau lumea, că totul e periculos și că trebuie să ai mare grijă și că o să ți se întâmple neapărat ceva rău și va dezvolta, creierul lui va dezvolta acele cărări care băt Anxietatea. Așa că aș spune că pentru fiecare persoană este o combinație unică de factori uh, genetici, exterior, din mediul lui, combinați cu propria lui personalitate. Sunt oameni mai extrovertiți, mai activi, mai curajoși și sunt oameni mai introvertiți, din start mai temători, mai rezervați. Combinația aceasta unică de factori. Poate determina felul în care noi reacționăm în situații stresoare. Deci nu există cauzalitate 100% dovedită a fi nici genetică sau ereditară. Pe de altă parte, să fim atenți să nu-i responsabilizăm pe, prea tare pe cei care ne-au născut și ne-au crescut. Și îmi place așa de mult ce spunea un profesor de psihologie: ne naștem din relații, suferim în relații. Dar vindecarea vine tot prin relații. Astfel, pentru a putea trece peste durerile noastre, e nevoie să facem pace cu trecutul nostru și nu să-l răscolim pentru a-i face pe cei care ne-au rănit cândva să sufere acum. Ce putem face ca să prevenim tulburările de anxietate? Și aici te-aș Ștefana, să ne spui câteva lucruri legate de prevenție, eventual câteva diferențe între. Femei și bărbați, în felul în care reacționăm la stres? Ok. Uh, Mulțumesc mult pentru întrebare, Dora. E o întrebare bună și pentru că se vorbește foarte puțin, inclusiv în domeniul nostru, despre uh, prevenția tulburărilor de anxietate uh, și chiar ar trebui să sap un pic să găsești niște informații legate de asta. Dar sunt totuși câteva lucruri pe care le putem face. În primul rând, e foarte important să ne educăm cu privire la ce înseamnă emoții și la distințiile acestea pe care le amintea și Tabita despre, dintre frica, acea emoție care este absolut naturală și este normal să apară în anumite situații, pentru că ne ajută să ieșim din această situație care este periculoasă pentru noi înainte să avem timp să gândim din punct de vedere cognitiv și să evaluăm situația, și ce înseamnă o situație în care anxietatea devine um, patologică, cum o numim noi. Un alt lucru care cred că poate fi extrem de protectiv este și ca persoanele care se confruntă cu Teamă, să aibă contexte sigure, fie împreună cu prieteni în care au încredere, fie în familie, în care să poată să împărtășească aceste elemente și să le poată împărtăși într-un mediu în care nu o să fie ridiculizați pentru ceea ce au simțit, într-un mediu în care anxietatea lor poate fi acceptată și în care nu se minimalizează ceea ce simt. Pentru că atunci când o emoție este împărtășită de cineva, este împărtășită cu cineva care o poate accepta, emoția respectivă va începe să se liniștească, va începe să scadă, pentru că ți arată că e în regulă să simți o astfel de emoție și că e ceva ce li se întâmplă și altora, nu ți se întâmplă doar ție. Un alt lucru care cred că poate fi important este și um, ca oamenii să învețe să recunoască care sunt acele momente în care lucrurile pot începe să depășească sfera normalului și să intre în sfera patologicului, și din pricina faptului că știm cu toții că e mult mai ușor să tratezi ceva care este incipient decât ceva care s-a cronicizat. Um, e mult mai ușor să intervii atunci când. Problema este la început atunci când s-a întâmplat un incident care ți-a generat o anxietate puternică. Ca să vă dau un exemplu, un astfel de incident ar putea fi un accident de mașină sau ar putea fi un incident care să fie atacat de un câine. E mult mai ușor să procesezi un astfel de incident decât ani de zile după ce s-a petrecut acel incident timp în care tu ai dezvoltat o fobie de aceste lucruri, să încerci să um, intervii. Um, și iarăși, un lucru despre care um, a vorbit și Tabita, și probabil reprezintă cel mai important, mediul în care este necesar să se facă prevenție cu privire la uh, dezvoltarea tulburărilor de anxietate, este, este contextul în care o persoană are în preajmă sau are în familie Persoane care, la rândul lor, se confruntă cu astfel de anxietate, pentru că um, există foarte multe dezbateri în psihologie um, în legătură cu ce este genetic și ce este învățat. E foarte greu să demonstrezi că există o componentă genetică a anxietății, dar vă gândiți că pentru cei care cresc într-un mediu în care există o persoană anxioasă, asta înseamnă că poți fi martor la sute sau uh, zeci sau poate chiar mii de. Uh, momente în care un părinte sau cineva drag reacționează anxios. Și asta te poate învăța că asta e modul normal în care trebuie să reacționezi într-o astfel de situație. Genul acesta de anxietate l-am învățat și eu de la mama mea, care este extrem de anxioasă și care m-a învățat că există foarte multe pericole în lumea aceasta, și parte din uh, modul în care eu a trebuit să mă tratez și să-mi tratez propria anxietate a fost și să îmi dau seama că, de fapt, era vorba de o anxietate a ei și nu era vorba despre niște pericole reale și să învăț și că poți avea niște experiențe foarte faine călătorind sau cu un câine și că nu există neapărat un pericol în lucrurile acestea. Dar a trebuit să-mi dau seama de lucrurile acestea și să învăț să fac distinția, așa încât să rup acest ciclu al anxietății și să nu o las să prindă contur mai tare și în viața mea. Dacă ar fi să rezum, cred că ar spune că putem să prevenim tulburările de anxietate prin cunoaștere: cunoașterea de sine, cunoașterea lucrurilor obiective și apoi prin recunoaștere, să recunoaștem semnalele atunci când ceva dezechilibru apare, să știm, um, să știm la, la cine și ce trebuie să facem. Um, când ar trebui să apelăm la ajutor specializat? Și aici mă refer nu doar la psiholog, psiatru, mă refer la pastor, poate oameni cu experiență sau mai în vârstă din comunitate. Cred că fiecare dintre noi putem să încercăm să ne facem uh, o autoevaluare a anxietății și asta poate fi extrem de simplă. Încercați să vă gândiți pe o scară de la 1 la 10, 1 însemnând cea mai mică anxietate posibilă și 10 însemnând cea mai mare anxietate pe care vă puteți imagina, și încercați să vă gândiți cam pe unde v-ați plasa propria anxietate. Um, și odată ce ați reușit să ajungeți la un anumit număr, merită să vă puneți întrebarea și cum vă face să vă simțiți lucrul acesta. E un nivel de anxietate pe care simțiți că îl puteți tolera sau simțiți că aveți nevoie de ajutor? Un alt pas care poate fi important, în special în cazul persoanelor care nu neapărat conștientizează anxietatea și Tabita a amintit lucrul acesta din nou, uneori poate fi util și să discuți împreună cu cineva apropiat, cineva care te cunoaște, fie că e vorba de un prieten foarte apropiat în care ai încredere, fie că e vorba de cineva din familie, pentru că ei s-ar putea să vadă niște lucruri pe care tu nu le vezi. Spre exemplu, discutam cu cineva despre anxietatea soțului ei, o anxietate de sănătate care se manifesta prin niște conflicte pe care le avea în context în care ea vrea să se întâlnească cu prieteni în pandemie. Pentru el asta reprezenta o situație de alertă în care creierul lui semnala că e un pericol acolo, un pericol pe care ea nu-l vede și un pericol în care ea încearcă să-i aducă virusul în casă. Și doar discutând despre lucrurile acestea, ea a fost cea care a putut să-i semnaleze: Uite că se întâmplă ceva cu tine, dar el nu conștientizase că are o anxietate atât de crescută, și nu conștientizase care sunt consecințele anxietății lui asupra celor din jur, nu doar um, asupra lui. Um, și un al doilea lucru pe care trebuie să-l facem, una decide dacă este necesar sau nu să apelăm la ajutor specializat este și să ne punem întrebarea în ce mod ne afectează anxietatea. dacă anxietatea mă împiedică să îmi dezvolt, să mă dezvolt să ating niște obiective dacă interferează cu funcționarea mea zilnică cât de severe sunt aceste efecte Uh, și um, venea aici un um, exemplu care poate părea pilar, um, Un exemplu pe care ni l-a dat un profesor, care spunea că a avut un caz în care cineva a venit la um, terapie pentru fobie de găini, dar a venit la terapie pentru fobie de găini pentru că într-unul ei spre lucru trecea pe lângă niște case care aveau găini și anxietatea ei era atât de puternică încât ajunsese să-și creeze niște rute ocolitoare care să nu o ducă în spații în care să întâlnească obiectul fobiei ei și în felul acesta drumul ei până la urmă dura mult mai mult și disconfortul ei era foarte mare atunci când dintr-o dată trecea printr-un sat în care se întâmpla să mai vadă o găină. Deci dacă nu ar fi fost această interferare cu uh, mersul la lucru, probabil că persoana respectivă nu ar fi încercat să rezolve problema. Dar pentru că e afecta funcționarea, a trebuit să facă ceva în legătură cu asta. Um, și să ceri ajutor poate însemna și să ai o discuție cu... Careva dintre liderii bisericii, să vezi în ce măsură ei te pot ajuta. Dacă ei consideră că este vorba de ceva ce necesită o intervenție mai de specialitate, se poate apela fie la ajutor psihologic, fie la um, ajutor psihiatric. Um, pentru cei care nu se simt așa de confortabil să meargă direct la un psihiatru, pot să înceapă cu um, ajutor psihologic și să vadă în ce măsură reușesc să își gestioneze doar prin niște strategii nivelul de anxietate. Noi ca psihologi nu prescrie medicație și pentru asta avem nevoie de o colaborare cu medicii psihiatrii și nimeni nu este obligația a medicație, dar în același timp medicația poate să producă o calmare biologică care te poate face să-ți fie mult mai ușor să accesezi resursele necesare și să înveți acele strategii prin care să poți să gestionezi um, anxietatea și de asta noi colaborăm mult cu medicii-psihiatrii. Sunt persoane care din start se duc la medicul-psihiatru pentru că simt că au nevoie uh, și de medicație și își doresc uh, să se poată liniști uh, un pic mai rapid. Uh, medicația poate să te ajute în special în, în prima fază Um, însă nu este neapărat recomandat să rămâi doar la nivelul acesta, să folosești doar medicație și din pricina faptului că ai nevoie să înveți anumite strategii pe care medicația nu ți le poate oferi. Ea îți aduce o calmare biologică, te ajută să te liniștești suficient așa încât nu trebuie să-ți consumi toate resursele doar ca să reușești să uh, duci la bun sfârșit ziua și pe fondul acelei calmări, poți începe să lucrezi un pic mai mult. Sunt persoane care um, le fac pe amândouă, fac și terapie, um, iau și medicație, sunt persoane care lucrează doar în terapie și le este suficient. Depinde iarăși de mai mulți factori, depinde și de um, nivelul de anxietate, de cât de cronicizată este problema și depinde și de cât de Confortabil este, este persoana cu ideea de medicație. Am văzut și persoane care sunt extrem de reticente la ideea de medicație, deși știu că le-ar fi mult mai ușor dacă ar accepta să ia și medicație. Am rămas restanți cu diferențierea între bărbați și femei la capitol de anxietate. Reacționăm diferit, reacționăm similar. Um... Reacționăm diferit pentru că suntem diferiți. Uneori, femeile și bărbații pot să reacționeze într-o manieră similară, dar sunt și diferențe, inclusiv în modul în care suntem învățați că o emoție este acceptabilă sau nu. Din punctul acesta de vedere, pentru o femeie este mult mai acceptabil să fie anxioasă, să se teamă, este mult mai puțin acceptabil. Din punct de vedere social ca un bărbat simtă frică. Dar o altă emoție care este extrem de acceptată social în dreptul bărbaților și mai puțin în dreptul femeilor este furia. Așa că de multe ori aceste două emoții, furia și um, anxietatea, apar mână în mână, însă uneori. Furia apare la bărbați ca emoție pe care o exprimă atunci când se simt anxioși, atunci când se simt neputincioși și nu știu cum să gestioneze lucrul acesta. După cum uneori, la femei, sub anxietate este foarte multă furie, dar pentru că e mai puțin acceptat social și e mai stigmatizat ca femeia să fie furioasă, o mascăm și o exprimăm în exterior mai degrabă prin anxietate. Pe lângă medicație, ce mai putem face odată ce am constatat că avem anxietate sau odată ce ni s-a spus că avem anxietate? Care este tratamentul pentru anxietate în terapie? Ok. E o întrebare cu un răspuns extrem de vas, așa că o să pot doar schița câteva lucruri. În primul rând, tratamentul anxietății nu este standard pentru că trebuie să pornească de la persoana care are acea tulburare de anxietate. Sunt mai multe tipuri de tulburări de anxietate și în același timp persoane diferite, având același diagnostic, îl pot manifesta diferit. Și de asta trebuie, în primul rând, particularizat ce se întâmplă cu această persoană care are această problemă și de acolo se pornește. E foarte importantă psihoeducația în terapie, toate lucrurile pe care le-am mintit, tabii ca oamenii să învețe, că frica este un sentiment normal. Sunt persoane care ne spun că niciodată părinților n-au știut cum să-i ajute să gestioneze frica sau li s-a spus că nu trebuie să se teamă și asta nu i-a ajutat să-și dezvolte o imagine sănătoasă cu privire la ce înseamnă frica. Mă e foarte important ca ei să învețe care sunt mecanismele anxietății, cum funcționează anxietatea, pentru că asta le dă sentimentul că înțeleg ceea ce mi se întâmplă. Nu mai este ceva impetuos, ceva care nu știu ce mi se întâmplă, în special în cazul celor care. Um, încep cu tot felul de simptome somatice și își fac o mulțime de investigații, toate uh, investigațiile sunt în regulă și ei tot nu se simt bine. În momentul în care pot pune un nume pe starea pe care o au, în momentul în care o pot denumi ca fiind de anxietate, pot vedea și că sunt câteva lucruri care se pot face așa încât să um, le fie mai bine. Um, Iarăși, câteva exerciții simple de respirație pot să fie extrem de uh, utile pentru a aduce o calmare la nivel fizic. Un astfel de exercițiu este să uh, inspiri numărând până la 4, să -ți ții respirația numărând până la 4 și apoi să expir cu gura deschisă, numărând lent până la 4. Pentru că Tabita vă explica că în anxietate se produce acea hiperventilare în care respiri mai repede, dar nu te oxigenezi, ori un astfel de exercițiu te ajută să-ți încetinești respirația și expirând cu gura deschisă de și de de carbon și te, te ajută, pentru că anxietatea are și o componentă biologică și uneori um, produce um, niște constriții chiar la nivelul mușchilor, Alte metode de relaxare corporală pot să fie ă, extrem de utile pentru a te ajuta să elimini tensiunea din corp. Mare parte a, a terapiei în anxietate ă, se bazează pe identificarea situațiilor particulare sau a gândurilor care te fac să ă, îți provoacă anxietate și pe a învăța niște modalități alternative de ă, a reacționa, așa încât să nu îți producă anxietate. Atunci când lucrăm cu clienți care uh, sunt creștini, e obligatoriu să discutăm despre cum integrează lucrurile din punct de vedere creștin, ce înseamnă pentru ei ca și creștini, faptul că se confruntă cu anxietate și despre asta va vorbi mai mult Teo. Um, un pas care este iarăși necesar este adresarea uh, anxietății de anxietate. Pentru că anxietatea este atât de neplăcută încât poate să înceapă să ne fie frică doar la anticiparea faptului că am putea să avem un nou atac de panică, sau doar la anticiparea faptului că ar putea să apară din nou uh, anxietate, și soluția la asta este absolut contraintuitivă pentru că este de fapt acceptarea anxietății, acceptarea și normalizarea că sunt în anumite situații în care apare anxietatea, că ea nu poate face rău, că este extrem de neplăcută, dar că nu durează mult și în momentul în care înveți să accepti anxietatea, ea se reduce și e necesar și să se lucreze pe creșterea capacității Persoane de a tolera acest disconfort, acest distres pe care îl produce anxietatea, pentru că, din nou, luptând cu toate armele tale, așa încât să nu se producă, într-un fel, perpetuezi acea tensiune care nu face decât să aducă anxietatea. Um, spre exemplu, o, o, o intervenție pe care o fac cu, uh, cu clienții care vin dintr-un mediu creștin este și să vorbim despre faptul că, uneori, Dumnezeu este cu noi în încercările noastre, inclusiv în anxietate, și nu doar ne scapă de astfel de uh, momente, și uneori chiar fac o, cu ei o parafrazare a Habacuc uh, 3 cu 17 și 18, care vorbește despre. Um, faptul că chiar dacă smochinul nu va înflori, nu va da niciun rod, deci chiar dacă nu vor fi acele lucruri pe care mi le doresc, eu tot mă voi bucura în Dumnezeu, în mântuirii mele. Și discutăm despre faptul că starea noastră de bine nu trebuie să fie condiționată sau bucuria noastră în Domnul nu trebuie să fie condiționată de starea noastră de bine. Și am avut clienți cu care discutând despre asta au venit și mi-au spus am fost bine săptămâna aceasta, chiar dacă, și acel chiar dacă însemna pentru ei, pe de-o parte, acceptarea ce se întâmpla și, pe de-altă parte, și o reducere a anxietății, atât în ceea ce privește intensitatea, cât și în ceea ce privește frecvența ei. Un alt lucru care este important în tratamentul anxietății este și abordarea evitării. Pentru anxietate te face să îți dorești să eviți cu orice preț ceea ce îți provoacă anxietate, Or exact această evitare îți menține anxietatea pentru că îți oferă mesajul că nu ești capabil să faci fața acelei situații și în momentul în care începi să introduci treptat și având parte de suport, activități care îți provoacă anxietate, vezi că de fapt nu s-a întâmplat mare lucru, că ai putut să le faci față și din nou anxietatea scade. Deci așa, ca să rezumăm, câteva lucruri um, care sunt importante în tratament este să înveți să recunoști emoția, să înveți să um, o normalizezi, să o accepti, să înveți să știi că poți să-i să faci față, să începi încet, încet să dezvolți competența în felul în care um, o poți gestiona. Um, și în a învăța cum să te confrunți cu situațiile care îți provoacă anxietate și iarăși va fi foarte important și crearea de rutine care să-ți distragă atenția de la anxietate, așa încât să nu lași ca anxietatea să capete un spațiu foarte mare în uh, viața ta, ci să faci lucruri practice, să-ți faci un program, să ieși la o plimbare, să faci ceva practic. Sunt persoane care se simt foarte bine făcând lucruri senzoriale, făcând ceva cu mâinile, croșetând, desenând și așa mai departe. Sportul poate fi extrem de uh, important, iarăși în a te ajuta să te reconectezi altfel cu corpul tău, gătitul. Deci să va fi important ca să se creeze niște alternative. Ancorate în prezent, pentru că discutasem despre faptul că anxietatea are foarte mult o ancoră în viitor, care să te ajute să te calmezi și să reducă din spațiul pe care îl poate ocupa anxietatea în mintea noastră. Mulțumim, Ștefana! V-am promis că vom încerca să nu rămânem doar la nivelul psihologiei și a resurselor pe care. În mod real, le găsim în psihologie pentru tratarea diverselor tulburări, ci încercăm și să vedem din perspectiva Bibliei cum sunt tratate problemele emoționale. Așa că le-aș întreba pe Teo ce ne spune Biblia despre anxietate. Găsim exemple de anxietate în scriptură sau nu? Sunt alte probleme acolo? Dacă. Vom citi Biblia să căutăm exact cuvântul anxietate, s-ar putea să fim dezamăgiți. Însă, dacă o luăm așa cum este ea, o stare de neliniște, de încordare, de tulburare care apare, de teamă, o să rămânem uimiți cât de mult vorbește Biblia despre stările astea. Nu uitați, Biblia e o colecție de cărți decupate din viața reală. Cred că lucrul cel mai șocant din 89, de când am început să fiu preocupat de lucrul ăsta, fost citirea. dar asta nu ți se întâmplă peste noapte. Dacă citești cu atenție și atent la premisele cu care privești în ea, o să rămâi uimit câte ți le demontează și ți le dă la o parte. Așa că e o carte plină de exemple și de situații uh, incredibile. Dacă e să mă refer la două exemple, unul din Vechiul, unul din Noul Testament, uh, poate cel mai recent pentru cei din comunitatea via, uh, din seria Monarhia, ne aducem aminte de David, care a făcut pe nebunul, când a vrut să meargă la uh, Achis, împăratul gatului, să fugă în țara filistenilor. Uh, el experimentează un nivel extraordinar de ridicat de frică. Ne dăm seama peste câțiva ani când cere azil politic din nou la ei că, practic, teama lui nu era justificată în contextul ăsta. Cumva, anxietatea ne plimbă între cele două temeri majore, tema de viață și tema de moarte. Am găsit câteva cuvinte care mi s-au părut extraordinare în trasarea, poate, a perspectivei legate de anxietate. Un autor pe nume Otto Rank spunea în felul următor dacă frica de viață e anxietatea de a merge înainte, devenind o persoană, frica de moarte e anxietatea de a merge înapoi, de a regresa sau de a-ți pierde individualitatea. Între acești doi poli ai fricii, individul îi purtat înainte și înapoi toată viața. Atât de mult mă regăsesc și ne, ne regăsim în perspectiva asta cu privire la teamă curajul de a merge înainte, de a înfrunta anumite lucruri și uh, frica de moarte în anumite situații. Uh, poate exemplu cel mai șocant pentru voi, exemplul Mântuitorului. În ziua intrării în Ierusalim, în Ioan, capitolul 12, 27-28, să știți că de multe ori mă gândesc și cuvintele astea reprezintă un imens sprijin sufletesc pentru viața mea. Uitați ce, ce spune aici, în Evanghelia după Ioan. Acum Sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta, dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele tău. Observați, la nivel rațional prin rostirea pe care o are, el înțelege foarte clar care e menirea lui, de ce a venit în lumea asta, ce urmează să facă. Dar observați neliniștea, agitația, starea reală pe care o trăiește. Și dacă e să ne gândim la un om uh, perfect, un om care și-a trăit cu adevărat umanitatea, în care nu există fisuri, nu știu cât de relevant e pentru voi exemplul ăsta, dar mi se pare absolut remarcabil. De multe ori, uh, parcă avem ceva pe ochi și nu reușim să vedem gradul ăla de realism absolut uluitor pe care îl întâlnim pe paginile Sfintei Scripturi. Dacă neliniștea, tulburarea au făcut parte din viața lui Isus, a marilor oameni al lui Dumnezeu, cine ne credem noi să considerăm că lucrurile astea ar trebui cumva să ne evite sau să nu facă parte din viața noastră. să trecem prin anxietate. Și mă gândesc aici că în cazul creștinilor e un pic mai dificil de luptat cu anxietatea din cauza că noi avem anumite așteptări despre ce înseamnă viața de creștin. Și ne așteptăm că odată convertiți și odată ce ne-am pus încrederea în Dumnezeu, bucuria și pacea să ne umple viața și așa să trăim prin absolut orice necaz sau idealizare de necaz în care ni s-ar putea întâmpla. Și uh, văd așa o permanentă disonanță între ce credem și cum credem că ar trebui să ne simțim și cum ne simțim de fapt. Și lucrurile astea două nici cum nu se împacă, fapt care ne crește anxietatea și mai tare și ne trezim că ne învârtim în cercuri și nu rezolvăm foarte mare lucru. Care crezi că sunt câteva dintre motivele pentru care Dumnezeu îngăduie ca și creștinii să experimenteze anxietatea și mai mult decât atât, este anxietatea păcat Cred că nu există viață matură fără genul ăsta de probleme. Ai identificat foarte bine una din marile probleme pentru creștini, pentru oamenii care merg la biserică, îi poate așteptările nerealiste pe care le avem. Observați ce fel de Dumnezeu avem sau cui ne închinăm dacă noi așteptăm să se comporte previzibil, să joace cum ne-ar conveni nouă. Nu există oamenii care pe mine m-au impresionat fie din scriptură, fie din dacă citești viețile sfinților sau oamenilor care au umblat cu Dumnezeu, ori mulți dintre ei au avut experiențe extrem de grele și de debilitante în viață, dar tocmai lucrurile astea i-au ajutat să prindă rădăcini, au reușit să ducă trăirea creștină la un alt nivel. Și poate e o grabă copilărească, prostească în care ne trezim de multe ori încercând să îi trasăm cumva lui Dumnezeu teme de casă, să ne dea numai experiențe ușoare. Cred că e foarte dezamăgitor pentru oamenii care vin la biserică, oamenii care trec prin experiențe grele sau de creștini care se plâng foarte repede de una și de alta. Și mi se pare că e o perspectivă foarte, foarte frumoasă și provocatoare în a putea înțelege lucrurile astea despre care vorbește Dumnezeu și la care, la care ne cheamă se amintea aici un lucru foarte frumos legat de puterea asta de a-ți de a confrunta lucrurile aseară le reaminteam la tineri un verset arhicunoscut din Evanghelia după Marcu, capitolul 8 cu versetul 35 care pentru mine de multe ori ridică semne de întrebare în ce privește atitudinea unor creștini uitați ce zice Mântuitorul oricine va vrea să scape viața, o va pierde. Oricine își va pierde viața pentru mine și pentru Evanghelie o va mântui. Ce înseamnă asta? Observați, îi o zicală valabilă cu privire la viață. Dacă toată viața te zdrubește, lupți să eviți cu orice preț pericol amenințările care îți vin în, în cale, nu vei face decât să o pierzi printre degete. În momentul în care îți înfrunți temerile, anxietățile, provocările, ai cea mai mare șansă ca să, să treci mult mai ușor și să le accepti cu privire la, la viața ta. În ce privește întrebarea dacă îi păcat sau nu îi păcat anxietatea, cred că, din nou, îi o primejdie imensă să traumatizezi și mai mult un om care are un trecut cu traume, cu dureri, cu vulnerabilități, când ar trebui să găsească din partea creștinilor bună înțelegere, compasiune, o inimă gata să asculte și să poarte poverile mai departe. Da, sunt situații în care ne înfruntând lucrurile de, pe care le știi foarte bine, pe care știi că Dumnezeu le așteaptă de la tine, evitându-le, astea se întorc împotriva ta și se pot dovedi a fi păcătoase în cele din urmă pot să dau un răspuns foarte scurt un, un exemplu foarte scurt legat de asta mi-a venit în minte legat de tulburarea obsesiv compulsivă, cum e și asta cu spălatul pe mâini, sunt studii care spun că este mult mai frecventă între oamenii cu valori religioase. Și dacă stăm să ne gândim este că dacă în lăuntru nostru credem că am făcut un păcat de neiertat sau ceva care este secret și ascuns în interiorul nostru și nu-l confruntăm, nu-l aducem în lumină, nu credem în rezolvarea lui. El poate produce în interiorul nostru ca și cum ascunde secretul ăsta, dar se apucă să se spele toată ziua pe mâini. Și în niciun fel nu vreau să spun că cine suferă de această tulburare, sigur are vreun păcat ascuns sau ceva neiertat. Nu e adevărat. Nu, nu înseamnă în mod echivoc lucrul ăsta. Dar... Ă, noi oamenii, și zice și Biblia, că avem o inimă nespus de înșelătoare și avem o inimă vicleană, ne pricepem să ascundem lucrurile de care ne temem cu adevărat sau care ne dor foarte tare, cu altfel de emoții de suprafață. Și Ștefana vorbea că, de exemplu, în cazul bărbaților, este mai frecvent să pară nervoși și irascibili și iritați, când de fapt în lăuntrul lor se tem de situația pe care trebuie să o confrunte. Și cred că foarte frecvent, în anxietate, această frică noastră noastră, neliniște, tulburare, Poate fi un sentiment care acoperă alte trăiri pe care fie nu le-am adus în lumină, n-am știut cum, fie ne este prea greu să ne confruntăm cu ele. Gen, frica de moarte, frica de abandon, um, frica de respingere, dacă nu mă acceptă, dacă nu o să mă iubească. Perfecționismul nostru, dacă o să eșuez, dacă o să vadă toți că am greșit, dacă o să mă fac de rușine, care sunt legate de identitatea noastră, de valoarea noastră, și ele stau ascunse acolo, neconfruntate cu adevărul lui Dumnezeu și nereparate. Iar fumul acesta, numit anxietate, ne poate distrage energiile. Și nu vreau în niciun fel să stârnesc cumva oare ce am acolo de desubt și trebuie să mă scobesc de de sub anxietate, dar cred că este important acest curaj de a ne întreba de fapt de ce mi-e frică. Ok, am, am stare starea asta, urmează să plec într-o călătorie. mi amintesc că noi cu soțul meu trebuia să merg în ceva călătorie într-un oraș mare și visam continuu noaptea că mă pierd de el. Și a trebuit să stau de vorbă cu mine însă și în prezența lui Dumnezeu să zic de fapt, care e frica mea? De ce mi-e frică? De ce mă pasă chestia asta? De ce îmi vine noaptea în vis? Care e frica mea în interior? Și m-a dus la, la alte lucruri de desup. Și eu cred că acelea sunt adevăratele lucruri ale inimii înșelătoare care aduse în lumină când ne găsim rezolvarea pentru ele, posibil că și anxietatea aș mai pierde din, da, din fumurile ei și din intensitatea ei, pentru că nu-i mai necesară. Mi-aduc aminte momentul în care am început să învăț să șofez. Pentru mine, frica de șofat e uh, deasupra fricii de vorbit în public sau fricii de moarte. Uh, și țin minte că aveam probleme majore fiziologic, eram praf în momentul în care trebuia să mă urc la volan. Uh, și uh, încurajată și de profesorul Mic la un moment dat, care o tot repetat într-un discurs de al său uh, faptul că expunerea ne rezolvă problema, nu evitarea. M-am urcat la volan și am început cu toate fricile pe care le aveam să conduc, și m-am zbătut luni de zile să înțeleg de ce. Care-i motivul real pentru care mi-e atâta de frică? Pentru că eu știam ce am de făcut, știam unde sunt pedalele, știam aproximativ unde e semnalizarea <răzări> și cu toate astea eram paralizată de frică. După luni de zile mi-am dat seama că, de fapt, era lipsa de control. Cu privire la ce fac ceilalți participanți la trafic. Faptul că nu știam, mă se bagă în mine, nu se bagă, mă evită, mă vede, lucrul ăsta a creat uh, anxietate majoră. Dar a fost nevoie de luni de zile de expunere și de introspecție. Uh, lipsa asta de control. Mi-am dat seama ulterior că avea rezonanțe mult mai mari în viață și în mult mai multe domenii din viața mea îi, îi prezentă anxietatea asta cu privire la lipsa de control. Iar cu privire la șofați și mașini era legată de un accident foarte vechi în care am fost implicați, în care am stat pe loc și cineva s-a băgat în noi. Lipsă totală de control. N-am avut absolut niciun control asupra celui care a intrat în mașină. Așa că da, e nevoie de timp și e nevoie să ne punem întrebările alea grele dacă vrem să ajungem la răspunsurile reale. Ai atins un subiect foarte valoros, Dora, și nu mă vreau să spun controlul este balsamul anxietății. Adică la toți ne trece anxietatea când deținem controlul complet. Știu exact ce am de făcut, când am de făcut și nu fac nimic altceva ce în afara controlului meu. Nu mai avem anxietate atunci. Anxietatea apare când se întâmplă ceva în afara controlului nostru, când trebuie să-mi depășesc limitele, când trebuie să ies din zona mea de confort și nu mai pot controla poate nici pe mine și nici pe ceilalți. Și aici, într-adevăr, vine munca cu noi înșine, pentru că adevărul este că viața este în afara controlului nostru. Spunea o prietenă de-a noastră: Nu murim nici când vrem noi, nici când nu vrem noi. Murim când Dumnezeu ne cheamă și când s-au încheiat zilele din Cartea Vieții, și singurul care este în control este El. Și a învățat să trăim tolerând o oarecare doză de lipsă de control. Nu știu dacă ea o să se bage în mine sau nu. Nu știu dacă copilul meu o să cadă în parc sau nu. Habar n-am dacă o să mă fac de râs în public și o să știu să răspund la întrebări sau nu. Dar tolerând o doză de incertitudine și, cum zicea Teo, riscând să trăim, îndrăznind și partea noastră a creștinilor, îndrăznind știind că suntem iubiți și acceptați și dacă nu ne iese spiciu și dacă bușim mașina, și dacă n-am fost cei mai buni părinți, suntem iubiți, acceptați în Harul Lui Hristos, ne poate ajuta să, să trăim mai din plin și nu limitați și fricoși. Poate chiar asta rezolvă credința. Credința e o investiție de încredere pe verticală într-o persoană pe care nu o vezi, pentru că tu nu ai toate datele problemei și nu ai control asupra vieții. Și asta e marea problemă, inclusiv între creștini. De multe ori ne-am făcut din control un idol. Avem impresia că noi gestionăm corect, știi, avem toate datele problemei, când de fapt credința ne arată că s-ar putea ca să transformăm controlul într-un fel de idol înaintea căreia ne închinăm în viața de fiecare zi. Bun, deci de ce îngăduie Dumnezeu să trecem prin anxietate, ca să ne dezvăluie tot felul de lucruri despre noi, ca să ne facă să realizăm că avem așteptări nerealiste, poate fi o sursă extrem de bună de învățare și de creștere spirituală, sau poate fi acel țepuș care e cu tine acolo să-ți amintească că ești dependent în permanență de Dumnezeu. Tim Keller știu că spunea la un moment dat că multă lume vine la el să-i spună ar trebui să nu mă simt în felul ăsta, sunt creștin de atâta timp, de ce mă simt așa, n-ar trebui să trec prin așa ceva. Iar răspunsul lui de fiecare dată este ți-a curs prea multă importanță. Pentru că credința ta, mântuirea ta e asigurată din pricina ce a făcut Hristos pentru tine, nu din pricina felului în care te simți. Și asta mi se pare că ridică o povară uriașă de pe umerii noștri, povară pe care... Noi singuri alegem să o purtăm. Te-aș mai întreba, Teo, ce resurse ne pune Dumnezeu la dispoziție pentru a nu ne lăsa copleșiți de teamă? Și sunt resursele spirituale suficiente? Da, ultima e o întrebare cu tâlc. Aș defini trei resurse extraordinare care pe mine și pe alți oameni i-au ajutat de-a lungul anilor. În primul rând, vă dați seama ce matrice ne pune la dispoziție Dumnezeu colecția asta de cărți scrisă pe o perioadă de 1500 de ani. nu e ceva inventat de curând, e o experiență validată, verificată prin viața unor generații de oameni. Însă, încă o dată vă spun, niciodată nu veți ajunge la acel adevăr vindecător în grabă, cititul pe fugă e nevoie de răbdare, e nevoie de dialog, de interacțiune. Și aici intrăm în cea de-a doua resursă, comunitatea. Oameni de încredere, în sine exercițiul de dialog, e un exercițiu cristic pe care Evanghelia după Ioan în prolog îl propune în care Hristos vine și prin faptul că se prezintă în mod șocant ca logos, cuvânt venit de la Dumnezeu, ne arată că înainte de a ne spune cine îi, e gata să ne asculte, să vadă care-i păsul, întrebările, frământările personale pe care le avem fiecare dintre noi. Și apoi aș numi ajutorul de specialitate, oameni de încredere, competenți. Cred că Biblia și creștinismul făcut foarte mult în a încuraja oamenii, medicii, în diferite domenii de activitate să se specializeze, să umble pe urmele pașilor lui Dumnezeu în creație, să descopere toate lucrurile astea. Dacă ar fi să mă refer concret la un exemplu de un bărbat al lui Dumnezeu, pe nume Pavel, se găsea în închisoare la Roma, pe anul 62, și de acolo scrie câtorva biserici, una dintre ele este biserica din Filipii. Gândiți-vă, era în celulă, era închis. Dacă o să citiți, vorbește atât de des despre bucurie încât te enervează. Însă, fiindcă e un om care era într-o celulă, trebuie să-i acorzi respectul și să-l asculți. Și el zice câteva lucruri care mi-au s părut extraordinare. Nu vă îngrijorați de nimic. Înseamnă că trebuie să îți accepti să îi poți da un nume. În orice lucru aduceți cerile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni. O unealtă practică pe care el o împărtășește oamenilor rugăciunea, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Un exercițiu pe care l-am încercat în viață, dorind, așteptând să se împlinească anumite lucruri, îi să învăț să mă rog cu anticipație. Vreau să vă spun că după COVID încă nu mi-o revenit 100% mirosul și gustul, dar în fiecare zi îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru elementele noi pe care le resimt și uh, îs atât de încântat și înțeleg cât de mult depindem și cât de binecuvântați suntem prin acest simț pe care El ni l-a dăruit. Și apoi mergem mai departe. Pacea lui Hristos care întrece orice pricepere, pentru ca în verset 8 să vorbească despre un lucru imitor încolo, tot ce este adevărat, cap de afiș pe care îl pune în fața ochilor noștri. Deci dacă îi să recapitulez încă o dată, acceptă, roagă-te, mulțumește, recunoștința, în al patrulea rând, pacea lui Hristos, Însă observați, e un exercițiu de igienă al minții pe care ni-l propune. Nu ești o victimă a împrejurărilor, a lucrurilor care vin peste tine. Tu poți să te gândești, să-ți propui. Și nu întâmplător pornește de la adevăr. Definiția mea preferată cu privire la adevăr îi să trăiești în realitate. Să accepti lucrurile care îți convin și care nu-ți convin. Însă adevărul lui Dumnezeu care îți ghidează până la urmă viața. Îs câteva resurse practice pe care le găsesc extrem de folositoare pentru viața noastră. Aș mai menționa și psalmii aici, pentru că mi se pare o, o resursă incredibilă, datorită realismului lor. Și, în vremurile noastre, suntem încurajați deseori să gândim pozitiv, și în termen de tot o să fie bine, o să iasă bine, în final totul va fi roz. Dar, așa cum spunea și Ștefana, acel, chiar dacă. Și uitați-vă la David în psalmi, chiar dacă o știre s-ar tăbărâ, chiar dacă. S-a ridicat împotriva mea un război. Eu ce fac? Îmi ridic privirea spre Domnul. Și mi se pare că avem foarte multe de învățat din Psalm despre realismul cu care să înfruntăm viața. Și uitați-vă la David că um, el cumva nu zice doar des... el cumva vorbește despre viitor, se gândește la viitor și zice, chiar dacă, ce o să-mi facă? Pentru că eu privesc la frumusețea lui Dumnezeu și mă minunez de chipul lui. Aș vrea să ne întoarcem acum la Lily și să te întrebăm: Ce a funcționat la tine? Ce ai găsit tu util în perioada asta? Uh, păi, cred că deja au <laughs> spus toată lumea soluțiile la care am apelat și eu. Uh, păi, în primul rând, am încercat să mă pun fizic pe picioare, da? cu medicamente, vitamine, perfuzii, ce au fost, pentru că mi-am dat seama că ne și ne alimentându-mă nu aveam cum să am speranță să fiu mai bine. Apoi am apelat și eu la ajutor psihologic, la medicamentație pentru anxietate pe un termen limitat, tocmai ca să ies din acea situație de criză, pentru că, așa cum am spus, nu tot ce experimentați până atunci despre anxietate nu m-a ajutat să depășesc acel moment sau am realizat că sunt mult prea jos ca să fac de, un, de una singură. Um, a fost uh, rugăciunea celor din jur, din Via, um, discuții cu prietenii, uh, multă rugăciune în familie. Um, ieșit -o afară, la plimbare uh, și acestea au fost alegeri, deci nu au fost nimic uh, dorințe pe care le sau feeling-uri pe care le aveam. Uh, apoi un alt exercițiu, iarăși, care mi l-am impus a fost, așa cum zicea și Teo, a fost mulțumirea. Uh, foarte, foarte des, deas, des, cum să spun, foarte des am mulțumit, așa. Uh, aproape la fiecare gând, căutam un lucru pentru care să mulțumesc. Am mulțumit uh, pentru faptul că am putut înghiți o lingură de mâncare, poate vi se pare exagerat, dar pentru mine a însemnat foarte mult, și ca a doua zi am putut mânca două, că am putut înghiți medicamentele. Uh, am mulțumit că ora pe care o trăisem a fost mai bună decât ora anterioară. Uh, Chiar milimetric a fost mai bună, dar era deosebit, o încurajare deosebită pentru mine. Faptul că citeam ceva care mi-a luminat într-un fel mintea și îmi dădea cât de mică speranță, puteam să văd altfel lucrurile, m-a ajutat foarte mult. Apoi m-a ajutat, sigur, să am timpul meu cu, cu Domnul, să am plâns mult, um, am cântat mult, <laughs> m-am rugat mult, dar nu să, nu vă imaginați că m-am rugat în sensul că am spus acolo o poezie întreagă, cuvinte deosebite. A fost o rugăciune mai degrabă o conversație continuă cu Dumnezeu pe parcursul zilei și um, cea mai uh, deasă propoziție a fost scurtă: "Ai milă, Domne de mine." pe care o spuneam uh, foarte, foarte des. Apoi a fost, uh, aș spune, curajul sau alegerea de a nu anticipa cum se va desfășura ziua și nici dacă voi dormi la noapte sau nu voi dormi sau când voi dormi, uh, nici când mă voi face bine. Uh, Le-am provocat într-un fel pe Dumnezeu sau eu, <laughs> poate îndrăznesc să spun că l-am provocat, uh, că vreau să fiu surprinsă de El plăcut în următoarea oră sau în următoarele ore ale zilei, că nu vreau eu să-mi fac regii despre cum se va desfășura ziua în funcție de filmurile care le aveam în acea dimineață de nedormită, nemâncată, ne ne, -ne. Și pot să vă spun, să vă mărturisesc că Dumnezeu m-a surprins plăcut prin oameni, prin lucruri, de la oră la oră și nu numai că m-a surprins plăcut, mi-a depășit toate așteptările, aceasta mi-a dat curaj ca să merg mai departe. Uh, cum vă spuneam, nu este ușor. Din mijlocul uh, lucrurilor, nu este deloc ușor. Acum am este ușor să vă vorbesc, dar atunci nu a fost deloc ușor. Uh, Salmii m-au ajutat foarte mult. Am citit mult, uh, îi știam. Salmii pe care îi citeam în anii trecuți, care m-au ajutat mult. Uh, un verset care de care m-am legat a fost ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. O concluzie la care a ajuns în anii trecuți a fost cum adică dacă mă tem în tine, mă încred în tine. Mi se păreau că erau contradicții. Pe ori mă tem, ori mă încred. Cum e asta? Și apoi am înțeles-o altfel, că ori de câte ori îmi este frică, aleg să mă încred în tine. Și ori de câte ori îmi era frică, spuneam, Doamne, aleg să mă încred în tine. Nu simt asta, simt că ești undeva departe, taci, nu-mi spui nimic, dar eu aleg să mă încred în tine. Um, și încă um, un verset care ar putea fi, să zic, motivul pentru care am acceptat să vin aici, nu că îmi place să vorbesc în public deloc, este că am citit un verset care atunci când l-am citit a avut o rezonanță deosebită în inima mea, care spune nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrurile Domnului. Și am spus Domnului că cred că nu voi muri și că cred că voi trăi și că o să ajung să spun și altora despre experiența prin care am trecut și cum a izbăvit uh, Dumnezeu. Uh, ce să zic, am, am multe lucruri, așa cum ați spus și voi, experiențe cu Dumnezeu, uh, cunoașterea de sine a crescut uh, mult, am primit uh, răspunsuri la rugăciuni care le-am înălțat cu mulți ani înainte, deși mi se părea că nu era momentul să le primesc, că nu mă interesa oricum, vreau doar să mă fac bine, nu aveam chef de răspunsurile alea. Venea una după alta, una după alta și am zis, domnul are umorul lui, mă rog, eu vreau doar să pot mânca și să dorm, nu mă interesează nici bani, nici alte chestii, acum nu-i momentul. Dar apoi am realizat că, Dumnezeu, eu spuneam, Doamne, nu te văd, nu te aud, nu te simt, nu așa, nu așa, și el îmi pot trimite mesaje. Eu doar trebuia să am ochii deschiși să văd. Um, mesajul meu e de încurajare că se poate, um, sigur, cu ajutor, cum spunea și Ștefana, că există soluții uh, și cred și eu că cu cât le uh, apelăm la soluțiile acestea mai devreme, um, cu atât poate drumul e mai scurt, nu e mai ușor, dar e mai scurt um, și să nu vă izolați, să comunicați cu cine credeți că puteți comunica, să apelați la cine aveți încredere și să vă lăsați așa duși pas cu pas de Dumnezeu, fiecare oră, fiecare minută, deși um, pare ciudat și asta a fost un răspuns la rugăciunea mea, înălțată cu mulți ani înainte, că vreau să trăiesc doar ziua de astăzi, nu mai vreau să trăiesc în ziua de mâine și în viitor. Și Tom nu mi-a oferit șansa, înghesuindu mă la colț, să trăiesc doar astăzi, pentru că nu aveam puterea să trăiesc pentru mâine, doar pentru ora care o trăiam. Deci, acum sunt bine. <laughs> Mulțumim frumos pentru că te-ai deschis și ai vorbit atât de onest și clar despre experiența ta. Și ne bucurăm foarte mult că ești bine. Aș vrea să vedem dacă am primit ceva întrebări de la voi. Atacurile de panică sunt neapărat legate de anxietate sau pot apărea și ocazional? Atacurile de panică pot apărea ocazional, dar prin definiția lor un atac de panică înseamnă un atac de anxietate. Scurt și la subiect. Da, poate doare. numai asta aș mai spune că este în general tipic atacurilor de panică că apar aparent fără motiv. Par pe neașteptată, nu-i ceva anticipat ce simt că va veni, și nu știu de ce m a apucat fix în clipa asta. Și sunt o formă de anxietate. Ok. Următoarea. Cum să treci peste vinovăția de a face tratament medicamentos pe lângă terapie? E benefic să găsești tot timpul activități sau fugi de tine? Să nu... Să nu stai singur cu tine? Aici cred că ar fi necesară o discuție un pic mai uh, lungă, și pentru că ar fi interesant de văzut ce este în spatele acestei întrebări. Uh, pentru că, într-un fel, și parte din motivul pentru care suntem aici a fost și să vorbim despre faptul că e normal ca într-o situație de genul acesta să apelăm la un ajutor care arată în mai multe feluri, un ajutor care vine în relație cu Domnul, un ajutor care vine în relație cu un profesionist care te ajută să înțelegi ce ți se întâmplă și uneori este necesar și un ajutor medicamentos și îmi dau seama și că e o presiune mult mai mare asupra creștinilor în momentul în care se confruntă cu uh, probleme de sănătate mentală și din pricina faptului că nu suntem educați cu privire la lucrurile acestea. Dar foarte mult aș vrea să fac paralela între ce se întâmplă cu noi atunci când suntem bolnavi fizic, mergem la medic, facem ceea ce ni se spune, luăm medicație și nimeni nu se simte vinovat cu privire la lucrul ăsta sau n-ar trebui să se simtă vinovat cu privire la lucrul ăsta. Multă lume a, a avut COVID în perioada aceasta a pandemiei, însă eu n-am auzit pe nimeni care să pună întrebarea ce fel de creștin ești de făcut COVID. Însă există foarte mulți care pun întrebarea aceasta în dreptul tulburărilor mentale, fie că e vorba de anxietate, fie că e vorba de depresie sau de alte lucruri. Sunt pur și simplu lucruri care ni se întâmplă din pricina faptului că trăim într-o lume care este căzută în păcat și într-o lume în care suntem afectați nu doar în trupul nostru, ci și în mintea noastră este afectată. Iar parte din tratament poate să fie și un tratament medicamentos care ne poate ajuta să ne revenim mult mai repede. Și legat de cealaltă parte a întrebării, uneori, în momentul în care treci printr-un episod de anxietate destul de acut și destul de intens, îți poate fi foarte greu să îți revii dacă doar stai cu tine, pentru că e ca și cum te afunzi complet în anxietatea aceea, în ceea ce ți se întâmplă și parte din tratament, cel puțin în fazele incipiente, este să înveți să ieși din acest cerc vicios în care te tot gândești la ce ți se întâmplă, te tot gândești la de ce ți se întâmplă lucrul ăsta și asta te face să te simți și mai rău. Iar făcând niște lucruri practice, ancorându-te mai mult în prezent, te scoate din mintea ta și te ajută să-ți să revii. Următoarea. Cum îl pot ajuta pe un copil de patru ani să scape de anxietate când vede un câine pe stradă? Cel mai simplu de spus, dar nu neapărat de făcut, este să reacționezi tu fără prea multă anxietate. Pentru că la copii nu le trebuie priede, ci le trebuie un model ei învață. Și atunci dacă mama sau tata sau bunica sau cine e cu ei pe stradă și vede un câine, nu este deosebit de anxioasă, asta nu înseamnă că trebuie să fim naivi, adică anumite pericole sunt reale, un câine poate fi periculos. Dar să avem o reacție uh, potrivită cu nivelul de pericol. Sigur, dacă pare un câine de stradă, al nimănui, uh, agitat nivelul de risc e mai mare. Dar dacă pare un prichindel prietenos care dă din coadă și stăpânui la un metru de el, reacția noastră de extra agitație, este exagerată. Și atunci cred că cel mai bun lucru este părintele sau bunicul care este cu copil să vadă ce produce în el. Câinele, respectiv trecerea pe acolo. Um, și asta o modelează în copil și poate vorbi cu el despre asta, despre cum se simte, cum se simte copilul. Nu știu și eu am, Ștefana, observat, mai vrei să și eu am observat reacția asta de teamă la băiețelul meu de patru ani, avea patru ani, la câini, deși eu nu reacționam, nu mi se păreau neapărat periculoși, dar ca să-l dezvăț de asta, am început să fiu foarte drăgăstoasă cu câini, în mod normal, nu de deloc. Dar acum stăteam și mă prea uite ce drăguț e ăsta, uite ce frumos, uite ce culori, uite ce prietenos îi pare fața, deși nu-ți deloc genul de pet friend. Deci, poate că și asta ar funcționa dacă vedem că noi chiar nu avem reacție la câini, dar copilul o are. ne prietenim cu câinii de pe stradă. Nu mersi. Da, aș mai adăuga doar, Dora, că e important de văzut dacă e vorba doar de o reacție de frică sau dacă e vorba de o fobie, dacă e ceva un pic mai intens, pentru că dacă e vorba de ceva un pic mai intens, necesită, poate necesita intervenție de specialitate și sunt terapeuți care sunt formați să lucreze cu copii și au metode specifice prin joc prin care pot să-i ajute să își depășească astfel de frici. Putem vorbi din punct de vedere creștin și despre un duh de frică, mai mult decât despre anumite emoții, sentimente, comportamente anxioase. Dacă da, când și cum ne dăm seama? Da, în mediul creștin auzim destul de mult sintagma asta. Apare și la Pavel, Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. În sensul că ceea ce experimentăm cu Dumnezeu e exact opusul, ci un Duh, adică Duhul Sfânt, de putere, de dragoste și de uh, judecată, de chipzuială, de a cântări bine lucrurile. Uh, însă, adevărata spiritualitate pentru mine nu exclude celelalte lucruri. Eu cred că e în mare pericol și o mare primejdie în a aborda problemele dând cu flit și excluzând toate opțiunile care apar pe masă. Exact cum se spunea, cred că asta e atitudinea corectă, să incalcul încalcul orice aspect și să caut soluție și răspuns la, la problema asta. Cred că sunt unele situații mai negative, mai încărcate de o anumită negativitate, în care, în anumite situații, pot fi anumite influențe, dar, în esență, cred că... Abordarea asta deschisă, e cea pe care Biblia, Biblia o încurajează. Și un lucru foarte interesant, inclusiv la eliberarea îndrăcitului din Gadara, apare principiul enunțat aici. Ce nu poate fi numit, nu poate fi controlat în viața cuiva. În momentul în care ai putut să dai un nume și ești corect în diagnoză, în numele pe care îl pui, deja problema respectivă poate să fie gestionată. Mulțumim! Anxietatea te împiedică să trăiești din plin, să trăiești o viață înfloritoare. În contextul unei anxietăți constante, pe o perioadă lungă și definitorie din viață, cum te poți împăca cu incapacitatea de a trăi la potențial maxim? Spun o idee care îmi vine în minte pentru că am învățat-o relativ recent pe pielea mea. Eu vin dintr-o direcție a perfecționiștilor. Și când ești perfecționist, asta se poate asocia cu o anxietate legată de dacă eșuezi, dacă nu iau 10, ce o să se întâmple. Și am învățat, ca și corectare acestui tipar, că mă ajută nu să mă compar cu idealul, pentru că tot timpul voi pierde ci să mă compar cu ceva ce am reușit înainte și un pic am crescut față de asta. Și Lili foarte frumos spunea că am învățat în loc să mă plâng că oare la noapte o să dorm, oare o să pot dormi, mai degrabă să mulțumesc că ultima oră din viața mea a fost mai bună decât penultima. Viață trăită la potențial maxim pe pământ, nu cred că vom atinge. Pentru că ne-am născut în păcat, adăugăm păcatele noastre peste și pământul sub cel rău, încă. Și până atunci, nici unul din noi nu vom atinge potențialul nostru maxim și nu vom fi perfect și la înălțimea maximă a noastră în toate situațiile și continuu. Și de aceea cred că. Eu mai degrabă aș căuta să mă educ decât să-mi plâng neputințele și faptul că nu mi-a ieșit nici de data asta și nici astăzi, și nu trăiesc de plin. Mai degrabă să mă educ realmente, să exersez, să înlocuiesc cu recunoștința și cu gratitudinea. Am reușit mai bine decât puteam anul trecut. Acum nu mai visez urât când merg într-un oraș nou. Încă nu mă duc singură. Dar am progresat față de ce puteam cu câțiva ani în urmă. Și pentru asta sunt mulțumitoare și mă bucur. Și cred că schimbarea aceasta de paradigmă în minte ne umple viața de mulțumire și de bucurie decât de nemulțumire că nu ne iese. Cum noi simțim în interiorul nostru că am fost creați pentru maxim. Și dacă rămânea Edenul, așa eram. Dar n-a fost. Și este tânge tu acela în noi că știm ce am fi putut fi și ce am fost menit să fim. Dar vom fi într-o zi. Atunci vom fi. Tot la provocarea asta, înainte de a merge mai departe, îmi aduc aminte, eram de vreo 10 ani, slujeam într-o comunitate și am trăit un adevărat șoc în momentul în care oamenii au început să-și împărtășească probleme care pe mine m-au lăsat fără cuvinte. Ei, ceea ce am trăit în momentul ăla și din momentul ăla până în prezent e că eu m-am simțit mai viu, mai aproape de Dumnezeu și mai real decât în tot restul vieții mele, în fața unor probleme, în fața unor dileme, a unor uh, realități pe care nu mi le puteam explica și nu aveam soluții, decât în fața unor platitudini teologice. Și am realizat că Biblia pe care o citesc, de fapt, asta e o carte despre realitate. Și am învățat atât de mult de la oamenii care au avut curaj și uh, am conștientizat că m-au umanizat extraordinar de mult și mi-au dat sensul adevăratei spiritualități în viață. Și până la urmă, exact cum ziceai, asta e provocarea. Și ultima întrebare din seara asta. Am auzit de multe ori creștini condamnând tulburările mentale, catalogându-le ca slăbiciune și lipsă de încredere în Dumnezeu. Cum putem începe un dialog cu acești oameni, mai ales dacă știm că au pe lângă ei oameni care suferă de anxietate, depresie și așa mai departe? E foarte greu. Sunt oameni care se tați pe anumite gânduri, anumite direcții. E foarte, foarte greu să discuți. E o ciudățenie pentru mine. Când citesc Biblia, e o carte atât de realistă despre starea de fapt. Un autor care mi-e îmi place foarte mult, G.K. Chesterton, spunea Doctrina căterii, singura doctrină care poate fi verificată, măsurată în lumea în care trăim. Deci rău, dacă nu-ți place păcat, că cădere, vorbește despre rău, despre realitate. Și dintr-o dată o să vezi ce subiecte de dialog ai cu absolut oricine. E, lucrurile astea, e o e, ciudățenie, nu pot să-mi explic. Cumva, aspectele astea ar trebui să ne apropie de oameni, de realitate, de toată interogația și dialogul ăsta pe care viața ni-l pune înainte și în alții creează ziduri și repulsie și respingerea respectivă. Și cât rău! fac lucrurile astea celor care trec prin situații de felul ăsta. Cine știe, poate însă una din cauzele care îi împins pe oameni nu-i decât o fugă de realitate. Pentru mine, citirea Bibliei, dialogul, încrederea în Dumnezeu, e o reintrare în realitate, cu o altă perspectivă, cu alte resurse. Dora, aș adăuga și eu ceva aici, pentru că e o întrebare extrem de importantă și e o întrebare a cărei consecințe le culeg de foarte multe ori în consiliere um, și poate un pic mai mult atunci când lucrez cu creștinii decât atunci când lucrez cu oameni care nu vin neapărat dintr-un mediu religios și cred că e foarte important să ne educăm cu privire la lucrurile acestea și dacă ne este greu să le înțelegem, cel puțin să învățăm, să nu vorbim despre niște lucruri pe care nu le putem înțelege pentru că creăm extrem de multă suferință, și nu facem decât să adăugăm suferință la o suferință care deja este acolo. Și, în același timp, îmi vine în minte și uh, acel verset care zice celui care crede că este bine să aibă minte să nu cadă, pentru că am văzut și situații de oameni care au fost extrem de la lucrurile acestea, s-au purtat extrem de dur cu oameni care treceau pe acolo și s-a întâmplat să ajungă la rândul lor acolo și a fost o zdrobire extrem de mare pe care nu o doresc nimănui, dar um, cred că lucrurile acestea trebuie confruntate în dragoste și e nevoie de mai multă educație așa încât să nu mărim și mai mult absolut gratuit și nenecesar suferința celor care oricum suferă. Și asta cred că ține și de o manifestare a dragostei frățești în contextul în care îl vezi pe cineva că este jos, să încerci să fii alături, nu să încerci să pui asupra lui o povară pe care, de care nu are nevoie în momentul acela. Mulțumim pentru clarificarea asta. Pot să spun o metaforă care e în mintea mea orice clădire și asta și casele noastre sunt pline de instalații electrice, instalații de apă și anumiți oameni dintre noi merg la școli, la facultăți să învețe cum se leagă instalațiile alea, cum le faci să funcționeze și când se sparge o țeavă, cum o repari. Și nu se blamează lucrul acesta, din contră, avem nevoie de el și se apreciază. Și creierul nostru e un ansamblu de instalații. Alt, alt fel de fir. Dar e un ansamblu de instalații, de circuite. Um, și stigmatizarea aceasta a problemelor de sănătate mentală vine din foarte multă lipsă de cunoaștere. Dar de ce pentru instalațiile electrice mergi la facultate să înveți să le repari și să le construiești, iar pentru instalațiile din creier... Ne e frică de iere și nu vrem să învățăm ce e cortexul, care e amigdala, cum sunt legate între ele și dacă se face un scurt circuit acolo, cum se repară. Deci, cred că în sine cultura noastră stigmatizează foarte mult sănătatea mentală pentru că se teme de necunoscut. Dar toate acestea au un substrat biologic și cel puțin acesta poate fi cunoscut, învățat și tratat. Sigur că sunt lucruri dincolo de noi legate de sfera spirituală și asta trebuie abordate spiritual, dar biologicul își are regulile lui, așa cum oasele și au regulile lor și instalațiile de apă și au regulile lor. În limba greacă, cuvântul merimna se traduce prin anxietate și înseamnă a fi desfăcut în bucăți sau împărțit în bucăți. În Noul Testament, în Luca, în discuția pe care Domnul Isus o are cu Marta, atunci când îi spune Marto Marto, pentru multe lucruri, te frămânți tu, apare exact cuvântul ăsta, merimna, care în context face referire la o minte împărțită, distrasă, preocupată pe mai multe planuri. Și soluția pe care îi oferă Isus e foarte simplă. Un singur lucru trebuie. Oare care e ăla? Psihologii ne învață că există mai multe tipare de gândire nesănătoase care pot favoriza apariția unor dezechilibre. Spre exemplu, gândirea de tip absolutist trebuie. Trebuie cu orice chip să fiu fericit și împlinit. Trebuie cu orice chip să fiu sănătos. Trebuie neapărat să nu fac COVID. Alternativa psihologică spune nimic nu trebuie, ar fi bine, ar fi de dorit, dar nimic nu trebuie. Iisus îi spune lui Marta, un singur lucru trebuie. În psalmul 27 cu 4, David spune, chiar dacă o armată și-ar așeza tabăra împotriva mea, inima mea nu s-ar teme, chiar dacă s-ar porni război împotriva mea, chiar și atunci aș fi încrezător. Un singur lucru cer de la Domnul. care acel singur lucru pe care și David și de care și Marta avea nevoie, relația cu Isus, comuniunea cu Isus. Ascultați ce zice Augustin, Sfântul Augustin, iată care este sursa anxietății. Toți avem parte de lucruri bune în viață pe care le iubim și pe care le dorim. Părinți și copii sunt lucruri bune și de dorit. Cariera e un lucru bun. Relațiile romantice sunt bune. Avem parte de o mulțime de lucruri bune într-o viață. Dar atunci când ceva finit sau material devine valoarea centrală sau ultimă, atunci când un lucru bun devine cel mai bun lucru, fără de care nu aș putea să-mi trăiesc viața sau să-mi ating potențialul maxim, atunci dorințele bune se transformă în dorințe dezordonate, disproporționate față de adevăratul lor scop și apare anxietatea. Anxietatea este întotdeauna rezultatul prăbușirii unui idol, fie că e vorba de sănătate fizică, mariaj, copil, carieră, planuri și idealuri. Ce am învățat eu în săptămâna asta citind despre anxietate, e că un singur lucru trebuie. Și dacă ai un singur lucru cel mai important, adică comuniunea cu Isus, chiar dacă problema mea nu o să se rezolve în totalitate niciodată. Chiar dacă o să mai am de luptat realmente cu lucruri, obiceiuri nesănătoase, știu că sufletul meu și mântuirea mea este asigurată nu din pricina ceea ce simțim sau pe baza ceea ce simt, ci din pricina credinței raționale pe care mi-am pus-o în Isus Hristos. Și Aș încheia tot cu cuvintele lui David, pe care le folosește de multe ori în psalmi. Nădăjduiește în Domnul, fi tare și încurajează-ți inima. Și acest fi tare și încurajează-ți inima, cred că exact la a căuta ajutor uneori sau a face tot ce ține de tine ca să fii mai bine. Nădăjduiește în Domnul, fi tare și încurajează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Rei, dacă vrei să spui o rugăciune pentru noi la finalul serii. Prin praful iudei mergeau 13 oameni. Și trecând pe lângă un orb din naștere, Ucenicii îl întreabă pe Iisus, Doamne, el a păcătuit sau părinții lui au păcătuit de este orb? Și Iisus le răspunde, n-a păcătuit nici el, nici părinții lui. Ce s-a născut așa? Ca să se arate prin el lucrările lui Dumnezeu. Dacă te-ai născut așa, dacă ai crescut într-un astfel de mediu, indiferent de cum te-ai născut și în ce mediu ai crescut, ești unde ești ca să se arate prin tine lucrările lui Dumnezeu. Și indiferent de lucrurile prin care treci, de stările prin care treci, treci pe acolo și prin tine se poate arăta lucrarea lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, aș vrea să cerem mila ta, să cerem ajutorul tău. Am vrea să ne punem în mâinile tale cu tot ceea ce suntem și să îți dedicăm mintea noastră și inima noastră. Am vrea, Doamne, să-ți mulțumim frumos că poți să-ți faci mari lucrări, să-ți arăți lucrările prin noi. Aș vrea în ciuda eșecurilor, în ciuda neajunsurilor noastre, în ciuda neliniștilor noastre, sau prin ele, să te vezi tu. Și îți mulțumim pentru modul în care te-am văzut în această seară, în viața lui Lili. Credem că te-ai manifestat și te poți manifesta, poți arăta lucrările. Și prin viața multor altora care trec pe aici. Fie mână ta cea bună peste ei peste noi toți până la urmă. Și am vrea să plecăm de aici, cu capul sus, încurajați și hotărâți să lăsăm să te manifesti prin noi, să ne iei de unde suntem și să ne duci unde trebuie. Te rugăm în numele Domnului nostru Isus Hristos, cu care trebuie să avem o relație. Ajută-ne, Doamne, și îți mulțumim frumos. Amin!